În perioada 8-9 mai la Rădăuți va avea loc turneul Bucovinei la petbol. La fel ca celelalte competiții din cadrul Romanian Petbol Tour, acest turneu este unul național, de tip open, care se va juca în sistem grupe, sferturi, semifinale, finale. Cu un minim de 16 echipe reprezentative ale diferitelor cluburi de petbol din România. Evenimentul va avea loc la baza sportivă Campo di Medici din Rădăuți. Sunt Bogdan Loghin, primarul municipiului Rădăuți și vă așteptăm pe data de 8-9 mai la turneul Bucovinei la padbol, eveniment care se desfășoară în Rădăuți, baza sportivă Campo di Medici. Evenimentul va fi transmis live de Bucovina TV. Provenit din aceeași rădăcină cu fotbalul, petbolul a fost inventat și practicat pentru prima dată pe continentul sud-american, în Argentina, unde nevoia complementară de spectacol a fotbaliștilor a generat organic un nou fenomen. Sunt Constantin Lucian și vă invit la petbol, la turneul Bucovinei, turneu care se desfășoară pe data 8-9 mai în municipiul Rădăuți. Petbolul are caracteristici totalmente aparte, îmbinând esența corelată a unor sporturi. Petbolul împrumută frumusețea fotbalului și gentilețea tenisului. Bună ziua, mă numesc Daniel Stoica, sunt antrenor de fotbal la Șomus Fălticeni. Mă aflu la Rădăuți în momentul de față, la Campul de Medici, unde vreau să vă invit pe toată lumea pentru a participa la turneul Bucovinei de petbol și vă asigur că divertimentul va fi asigurat. Petbolul se poate practica în siguranță în această perioadă, echipele fiind formate din câte doar 2 jucători, iar distanțarea se păstrează în mod natural, chiar prin însăși dinamica jocului. Mă numesc Valentin. Eu mă numesc Matei. Mă numesc David. Mă numesc Iulian și facem parte din echipa de fotbal la CS Cinisa Rădăuți și vă invităm cu drag la turneul Bucovinei de padbol în perioada 8-9 mai la Rădăuți.